Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu se vor confrunta în al doilea tur de scrutin, întrucât nici unul dintre candidați nu a întrunit cel puțin jumătate dintre voturile alegătorilor care au participat la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Prin urmare, pentru candidata PAS, Maia Sandu, au votat peste 42% dintre cetățeni, iar pentru candidatul susținut de PSRM, Alexandru Stoianoglu, și-au exprimat votul peste 26%. Într-o conferință de presă, președinta CEC, Angelica Caraman, a subliniat că autoritatea a procesat 1,5 milioane dintre voturile alegătorilor, ceea ce reprezintă peste 51%. De asemenea, luni dimineața, la ora 7 fix, ora Moldovei, s-au închis ultimele secții de votare în SUA și în Canada. Prin urmare, Maia Sandu a obținut peste 42% dintre voturi, iar aceasta înseamnă că pentru ea au votat peste 640.000 de alegători. Alexandru Stoianoglu a acumulat peste 26% dintre voturi, pentru el exercitându-și votul mai mult de 400.000 de alegători, iar pe locul 3 s-a clasat candidatul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, cu aproximativ 14% din sufragii. Informațiile preliminare arată că niciunul din cei 11 candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova nu a acumulat cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, și respectiv, în termen de 2 săptămâni, urmează a fi organizat cel de-al doilea tur de scrutin. Profilul alegătorilor arată în felul următor. 54% sunt femei și 45% bărbați. Cei mai activi au fost alegătorii cu vârsta cuprinsă între 36 și 45 de ani și 56-65 de ani. Potrivit CEC, cea mai mare rată de prezență în țară s-a înregistrat în raionul Dondușeni, 50,96%, iar cea mai scăzută în raionul Basarabeasca, cu 39%. În municipiul Chișinău au votat 54% din alegători, adică peste 361.000 de persoane, iar la secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului s-au prezentat peste 16.000. Cât despre secțiile deschise peste hotarele țării, s-au prezentat la urne peste 240.000 de cetățeni cu drept de vot. Referitor la referendumul republican constituțional, diferența de voturi a fost mică. Peste 741.000 de cetățeni au exprimat opțiunea da, în timp ce puțin peste 730.000 s-au pronunțat împotrivă. Pentru ca referendumul republican să fie declarat valabil, la el trebuie să participe cel puțin o treime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Legea se consideră adoptată dacă pentru aceasta a votat majoritatea cetățenilor care au participat la referendum. Comisia va prezenta Curții Constituționale un raport privind cum s-au desfășurat alegerile, deci pregătirea către acesta, mersul acestora. Prin urmare, Angelica Caraman a adăugat că în termen de 10 zile Curtea Constituțională urmează să confirme sau să infirme printr-o hotărâre rezultatele referendumului. Menționăm că duminică, pe data de 20 octombrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegerile prezidențiale, în cursă fiind înregistrați 11 candidați. Concomitent cu acestea, cetățenii s-au prezentat la urnele de vot și și-au exprimat opțiunea cu privire la modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Turul 2 de scrutin pentru alegerile prezidențiale va avea loc pe data de 3 noiembrie.